Ovidiu Petrache, în vârstă de 50 de ani, membru al clubului de motocicliști Tracum Suceava, a fost victima unui accident rutier. În după amiaza zilei de miercuri, 25 octombrie, el se deplasa cu motocicleta pe șoseaua de centură a Sucevei și a intrat în coliziune cu un autoturism. În urma impactului, motociclistul a ajuns la spital în stare foarte gravă, cu multiple traumatisme. Și conducătorul mașinii a avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma accidentului de pe centura ocolitoare a municipiului Suceava produs în această seară, la unitatea de primire a urgenților au ajuns doi pacienți, un bărbat de 50 de ani politraumatizat, cu șoc hemoragic, cu multiple fracturi la nivelul membrelor, cu traumatism toraco-abdominal, și un bărbat de 49 de ani policontuzionat, cu un traumatism craniocerebral minor și contuzie toracică. În acest moment sunt în curs de stabilizare și efectuarea investigațiilor. Reprezentanții Tracum au anunțat pe contul lor de Facebook că Ovidiu Petrache va suferi mai multe intervenții chirurgicale și că are nevoie de sânge. Tracum Suceava apelează la sprijinul vostru. Din păcate, prietenul nostru drag și totodată membru al Tracum Suceava, Ovidiu Petrache, a avut un accident moto în urma căruia va suferi numeroase intervenții chirurgicale. Îi rugăm să ne ajute pe toți cei care pot să doneze sânge, indiferent de grupă. Ovidiu este internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, în secția de ortopedie. Orice ajutor contează enorm, este apelul lansat de Tracum Suceava. Cei care vor să doneze sânge se pot prezenta la Centrul de Transfuzii Suceava, unde trebuie să precizeze numele persoanei pentru care au donat.